iubire. Code Lyoko, o enigmă canină. Yumi, unde ești? Nu pot să scap de el. Yumi, vin după tine. Păzește-ți stânga, am înțeles. Foc! Bine, Yumi, suntem pe aceeași linie. Hei, brunetule, n-o să ai succes cu ea dacă nu dai înapoi un pic. Acceptăm sfatul, dă-i un pic de spațiu. Yuhu! Dea șoarecele și pisica? Drumul e liber, Yumi. Poți decola acum. Ulric, Yumi vine acum să-ți ia locul. Bine, mă desprind. Yumi, păzea! Torpile! Pe aici! Intră de pește! Nivelul energiei e foarte scăzut. Suntem nevoiți să abandonăm misiunea. Deja? Nici măcar nu ne-am apropiat de replică. Exact ce spuneam. Mai avem un drum lung de făcut și la cum ne hărțuiește Xana e mult prea periculos. Aelita, mă apropii din stânga! Bine, îți andochez nav-schidul, Od. Bine, Od, acum ești ținta. Să-i dăm drumul. Acum! Ole! Hei, e fantastic! E ca la antrenamente! Bravo! Tehnicile noastre de luptă au evoluat, dar degeaba. Sunteți încă prea departe. Vă aduc eu acasă. Am înțeles. Rotație. Ăsta e al meu. Bravo! A abuzat oricum de ospitalitatea noastră. A fost o plăcere. Nav schiduri. Hei, așteptați-mă! Propulsie maximă. Iată încă o misiune irosită. Nici măcar nu mi-amintesc ce voiam să facem. O procedură simplă. Construim o sinuzită digitală intermediară într-un context liric extragalactic, totul înmulțit cu factorii virtuale ai teoremelor lui Thales și Pitagora. Simplu ca bună ziua. L-ai imitat perfect. Da, ce-ar fi să ne ducem la culcare? Grozavă idee. Nu, nu-mi vine să cred. Od, ce ne-am înțeles noi doi despre câine? Păi, nu trebuie să vă lăsați duși de val. Vă salut! Să văd dacă am ghicit. N-ai mai luat două porții la prânz? O farsă? Probleme cu fetele? Mai grav, kiwi! Ei, haide, Ulric, zău așa nu-i atât de rău, nu? Vrei să punem pariu? Crezi că îmi place să dorm pe cearșafuri ude de fiecare dată când tu uiți să-l plimbi? Pune-te și tu în locul lui! Săracul de el e închis toată ziua! Săracul? Cum crezi că mă simt eu? Apropo, hârtia îi face rău lui Kiwi. Dacă nu te-ai lăsat cărțile peste tot, am dreptate, Aelita? Dar lucrurile mele? Kiwi mi le fură fiindcă le las împrăștiate? Sap tot timpul pe terenul campusului. Domnule Riley mă crede dusă cu pluta.
Uite ce e, îmi pare rău, Od, dar trebuie să facem ceva. Trebuie pedepsit și cu asta basta. Obiectez, onorată instanță, înainte de a-i da sentința, câinele meu are dreptul la un avocat. Yumi, tu iubești animalele, ajută-mă, apără-mi cățelușul. Nu m-ar deranja, dar după ce a făcut cu pantofii mei săptămâna trecută, nu. Bine, am înțeles. Care-i sentința? Ca să înțeleagă că se poartă urât, Kiwi trebuie să stea în fabrică timp de 2 săptămâni. Poftim? 2 săptămâni? Cum puteți să-i faceți așa ceva? Ușor! Od, o să-i fie bine. În fabrică nu-i atât de rău. Nu-i atât de rău? Să stea ore întregi într-un laborator nu-i rău pentru Jeremy, dar pentru Kiwi e. Mi-am adus aminte chiar de broscuță. Nimeni nu te înțelege. În niciun caz așa zi și mei prieteni. Fii curajos, cățelușul meu. Salutare! Mă bucur că ați venit în număr atât de mare la ora mea de penciaxilat. Penciaxilat, așa cum arată numele, e o tehnică de luptă pe jumătate estetică, pe jumătate autoapărare, pe jumătate spiritualitate. Da, aceste 3 jumătăți v-ar putea salva viața, mai ales dacă vă veți parașuta vreodată în mijlocul junglei birmaneze, în toiul sezonului musonului. Cred că azi mai avem o colegă. Hei, ora asta este pentru toată lumea, nu-i așa? Și eu vreau să învăț pinching skillet. Se numește Pancake Sealer. Voi doi ce căutați aici? Am venit să stăm cu tine. Îmi place să stau cu tine, surioară. Bine, gata cu vorbăria, să trecem la treabă. Vreau să stați doi câte doi pentru încălzire. O încălzire scurtă. Scuze-ne, Jim. Hei, voi ce căutați aici? Vrem să scriem un articol despre panci muscrat. Ishiyama a spus că n-o să te superi. Ha? Ai spus așa ceva? Nu, nu ea, el. Păi eu... Ce pasă fantastică spre fundașul central. Hai, care pe Jeremy. Ia mingea, driblează și îl încolțește pe portar. Ce pare ușor pierdut și... Nu te grăbi, te rog. E imposibil să mă concentrez din cauza alarmei ăsteia. Apărătorul fură mingea și aleargă pe teren, pasează și... Oh, gol! Scorul. Hei, ce-ar fi dacă ați face mai puțină gălăgie? Încercăm să ne concentrăm. Să vă concentrați. Șoarecii de bibliotecă se concentrează mereu. De ce nu încercați ceva important, ca fuzbolul? Cu mine vorbești, Belpoa. Oh, nu! Xana atacă din nou. În care sector? În deșert. Să ne grăbim. Da, Einstein. Poftim? Oh, nu! Lui Kiwi și așa greu când plec, dar acum când ne ducem pe Lioko... Bine, bine, ne vedem acolo. Sunteți gata? Începeți! Sisi, tu ai încercat o mișcare Lang-Kah complicată pentru o începătoare. Ulric, Yumi, o demonstrație. V-ați prins? Ailita? Alarmă Xana. Nu poți să fii atent la ceea ce faci, nătăpleață! Inspiră profund, Sisi. Așa cum spune maestrul meu birman, seninătatea e esențială când vrei să-ți păstrezi calmul. Stăr! Ishiyama, ce faceți acolo? Scuze, trebuie să plecăm, avem o urgență. Antrenament plăcut! Ulric, Yumi. Hei, ăsta-i Kiwi 2, oare ce caut aici? Dacă a ieșit din laborator, Jeremy trebuie să-și fie upgradat programul. Știi ceva? Xana o fi tras și el niște sfori. Du-te la fabrică, eu îi voi distrage atenția. Haide! Vreau o explicație
clară cu privire la astea. De unde au apărut câinii mecanici? N-avem timp de explicații. Eu și Ulric trebuie să ieșim de aici. Jeremy, îți amintești de câinele robot? Surpriză, avem o armată întreagă în fața sălii de sport. Ce tot spui? Am construit un singur Kiwi-2 și e programat doar să joace basket. Sana încearcă să formeze o întreagă armată. Ieșim prin sala boilerelor. Ne întâlnim la fabrică în curând. Baftă! Ce ați pățit? Kiwi. Hei, nu mai da vina pe el! Nu, nu câinele tău, ci câinele meu, Kiwi-2. A fost xanificat și înmulțit de Xana. Ulric și Yumi sunt blocați în sală. Vor încerca să scape, dar nu știu dacă vor reuși. Crezi că sunt Gogoman, domnișoară Ishiyama? Deloc! Ați fost deja în fabrică de câteva ori. V-am șters memoria de fiecare dată, întorcându-ne în trecut. Da, și după ce se termină asta, nu vă veți aminti nimic. Cea mai neinspirată poveste. Te uiți prea mult la mango japoneze. Adică, poți dovedi că ce spui e adevărat? Păi, cum vă explicați câinii ăia de afară? Credeți că Jeremy i-a construit de unul singur? Ascultă, Jim, ai încredere în noi. Dacă nu ajungem la fabrică, Aelita nu o să poată dezactiva turnul, iar noi vom fi atacați de câinii mecanici. De obicei am încredere în Ulric, dar în Yumi nu. Dar ea îl crede pe Ulric, așa că azi o să am încredere în ea, dar numai azi. Și eu am încredere în Ulric și tot spun surorii mele să iasă cu el. Îi spun și tot spun, dar se preface că nu vrea. Și cum aveți de gând să ajungeți la fabrica asta? Nu putem ieși pe ușă, dar avem șansa de a ajunge în canal de aici printr-o conductă de aer. Dar voi va trebui să creați o diversiune. Prea periculos. De ce să nu ies eu prin conducta de aer? Ia spuneți-mi. Fiindcă ești prea... fiindcă n-ai ști unde să te duci după. E limpede că nu avem de ales. Bine, lansez procesul. Sunteți pregătiți? Da, fă-ți treaba, Einstein. Transfer Aelita. Transfer Odd. Scanare Odd. Scanare Aelita. Virtualizare. Haide, Xana, luptă ca un bărbat! Turnul activat e la nord-vest de poziția voastră. Feriți-vă de oaspeții nepoftiți. Vă trimit vehiculele. Overwing și Overboard. Uite turnul. E ciudat. Nu-i nimeni în jur. Să ne grăbim! Cu cât mai repede salvăm lumea, cu atât mai repede luăm prânzul. Sunteți pregătiți? Să avem grijă, copii! Ia de la mine, animal sălbat! Haideți, cățelușilor! Haideți la tata! Să mergem! Du-te, te acopăr eu! Aelita, atenție! În dreapta! Vă așteptam! Săgeată laser! Pisică de mare! Săgeată laser! Hai, ia! Ah!
Văd tarantule. Să știți că Yumi a reușit să iasă. Ailita! E în ordine, am câștigat altitudine. Grozav, Ailita. O să încerc să aflu cum se simt Yumi și Ulrich. Alo? Jim, de ce răspunzi tu la telefonul lui Ulrich? Fiindcă nu-i în stare să vorbească. Robotul și clonele tale l-au mușcat de picior, la fel ca pe Millie și Johnny. Ascultă-mă bine, Belpoa. Nu știu dacă tu și gașca ta trăsnită puteți face ceva, dar dacă puteți, faceți-o repede. Od, Ailita, trebuie să mărim viteza imediat. Super pum! Ulrich e grav rănit, iar Millie și Johnny nu sunt stare mai bună. Nici noi nu suntem în paradis, Einstein. Câmp de energie! Vin imediat! Am doar de terminat niște treburi. Era o glumă. Hei, Einstein, încarcă-mă, urgent. Acum. Yumi, mă bucur că... Yumi? Hei, Einstein, unde sunt gestile? Jeremy, mai ești acolo sau îl plimbi pe Timmy? Doar tu și eu, William. Hei! Bună lovitura, Ailita! Nu-mi vine să cred. Am sunat la poliție de mult și încă n-au venit. Din cauza roboților, nu lasă pe nimeni să intre. Nu există decât o singură ieșire. Da, ai încercat-o deja fără succes. De acum, eu sunt șeful pe aici. Hiroki, Tamiya, duceți saltelele la ușă. Sisi, tu o să mă ajut să le pun unele peste altele. O să construim o baricadă. Nu-mi doream decât să-mi petrec ziua cu Millie. Am îndeplinit misiunea, Xana. Victorie! Ailita! Ce ai pățit? Câinele meu e un geniu, dar nu i-ar da slujba ta. Od, Ailita a căzut în marea digitală. Vor intra! Să vină, să vină cât de mulți. Pe Jim Morales nu-l sperie niște conserve. Să vină să negocieze pentru mine, nu? Azi nu o să vină. Surpriză! Și eu mă pot reproduce. Yeah!
Întoarcere în trecut? Întoarcere în trecut, acum! Și când am văzut cum se înmulțește Kiwi, am decis să-i urmez exemplul. A fost ușor. Aelita, ești uimitoare. Nu-i singura. A scăpat fiindcă i s-a distras atenția lui William. A fost un accident. Dacă nu ar fi fost el acolo, deci cui îi mulțumim? Ție, Od? Mie? Nici gând. Lui Kiwi. Cine mi-a încărcat săgețile? Bine, Kiwi e un erou. Ce vrei să spui cu asta? Doar că eroii nu dorm în fabrici abandonate. Ei bine, Ulric, tu decizi, la urma urmei, tu împarți camera cu el. Cum? Oh, da, nicio problemă. Te simți bine? Da, doar că eram cu gândul în altă parte. Grozav! O să vedeți, e un alt câine. E mult mai calm, mai cu minte. Hei, mai... Od, uite-te la pantalonii tăi. Păi, e pentru aerisire. La școală se încălzește foarte tare uneori. Ești sigur că nu-i sprava lui Kiwi? Ți-am spus odată că nu. Mergem la masă?